Trebuie să recunosc că am aflat de colagen acum ceva ani de la un medic specialist pe medicină sportivă și am început o cură la un moment dat. Sigur, cine îmi deschidea frigiderul râdea de mine, căci mâncare n-aveam, dar aveam colagen. S-a râs. Treaba mea ce am făcut, poate și ăsta este secretul tenului meu la 40 de ani. După care am început să vedem în tot mai multe locuri discuții despre colagen și despre importanța lui pentru piele, unghii, păr. Astăzi am hotărât să vorbim sincer și pe bune cu un medic specialist de frumusețe, astfel încât să știm dacă e bine, dacă nu e bine, dacă dăm banii de pomană sau dacă ne aducem un plus în câteva cure de-a lungul anului. Alături de noi, doamna doctor Angelica Banu, medic specialist în chirurgie plastică și reconstructivă. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Suntem bine la 40? Așa, aruncați o privire. Da, foarte bine. Suntem bine, mulțumim. De fapt, mulțumim, pentru asta v-am chemat, să rămână, trecem mai departe. La revedere! Vreau să-mi spuneți de adevăratele, ne folosește colagenul sau să aducem un plus de colagen corpului sau e un mit? Colagenul este proteina de rezistență a corpului uman. De exemplu, în piele, el reprezintă 70% din greutatea uscată a acesteia. Se găsește în derm, care este cel al doilea strat al pielii și asigură rezistența, fermitatea și datorită lui, pielea este netedă, este elastică și nu face riduri. Începând cu a doua decadă a vieții însă, producția proprie de colagen începe să scadă. Și noi observăm acest lucru datorită faptului că pielea se subțiază și apar ridurile. Asta înseamnă că după 35, 40? Cam așa. Când spuneți dumneavoastră în medicina a doua decadă? Sigur, depinde modul de degradare al colagenului, depinde nu numai de scăderea lui la nivelul corpului, producției lui la nivelul corpului, ci și de alți factori. Și aici intervine o dietă dezechilibrată, expunerea la radiația solară, fumatul, consumul exagerat de alcool, stresul, poluarea, iar pentru doamne, din păcate, și menopauza. Pentru că odată cu scăderea producției de estrogeni, influențează scăderea producției de colagen. Bun. E adevărat ce se spune că soarele îmbătrânește? Da. Am observat că oamenii care stau mult pe mare, prietenii mei care stau mult la apă, au altfel pielea. Bine, arată mai masculin, dar clar arată mai... Da, radiația ultravioletă degradează colagenul mult mai repede. A, deci nu e bine să fii bogat să te muți la soare. Vreau să spuneți, dacă avem vreo șansă să aducem noi un aport după a doua decadă, să aducem o îmbunătățire prin alimentație, poate, sau prin suplimente și să nu lăsăm natura să-și facă treaba în voia ei. Da, sigur că putem să ne ajutăm în acest sens, odată prin alimentație. Și aici putem împărți alimentele în mai multe categorii. Sunt alimentele de origine animală, pentru că, așa cum am spus, colagenul este o proteină de origine animală. Și dacă avem în alimentație aceste alimente care au conținut crescut de colagen, ne putem crește aportul de colagen. Apoi sunt alimentele care conțin vitaminele și mineralele care intervin în sinteza colagenului. Și aici sunt vitaminele C, E, cupru și zincul și sulful și mai sunt alimentele care sunt bogate în vitamina A. Vitamina A nu intervine în sinteza colagenului, dar ea protejează colagenul propriu de acțiunea radiațiilor solare, a poluării, a stresului. Cum funcționează un supliment? Acum eu vă întreb ca tântălău. Pentru că dacă mi-ați spus că noi avem colagen deja în piele, poate ar fi bine să ne îmbăiem în colagen. Sigur că ar fi mult mai complicat. Cum funcționează exact? Și poate îmi spuneți și cât ar trebui să dureze o cură normală. Da, de exemplu, diferența între colagenul care se găsește în alimente, unde molecula de colagen este molecula ca atare, întreagă. În suplimente, colagenul a fost împărțit în bucăți mult mai mici și în felul acesta absorpția lui de la nivelul tubului digestiv este mult mai rapidă. Iar, de exemplu, la nivelul pielii, suplimentele de colagen acționează prin a stimula fibroblastul, care este celula care la nivelul dermului produce colagen, să mai producă colagen. După 40 o să-mi fac un tricou, cum a zis, fibro? Fibroblast. Cel mai bun prieten al meu, fibroblastul. Sună foarte bine. Mulțumim pentru explicații. Ar trebui să luăm în fiecare zi sau să facem cure de un an?
curele sunt ideal de 4 săptămâni. Ok. Iar dacă suntem foarte ridați, am putea face chiar și cură de 8 săptămâni. Oamenii ridați. Cam de 2 ori pe an ar trebui. Oamenii cu gânduri, mă rog, poate voi, eu nu, n-am gânduri. Sunt... Mulțumim pentru explicații. E bine să avem grijă un pic înainte să fie prea târziu și să ne facem planuri, așa cum vă faceți și cu mașina, nu-i așa? Unii au grijă mai mult de mașină decât de propria lor sănătate. Să ne facem planuri un pic din timp.